Circa 35 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani frecventează tabăra de vară de lectură și agrement organizată de Biblioteca Publică Mihai Eminescu din Rezina. Aici copiii au parte de diverse activități, desene cu creioane și cu pensula, jocuri de masă și de socializare, ora de poveste în format 3D, distracții la terenul de joacă, etc. Eu desenez, citesc și mă joc în jocurile care sunt. Mie îmi place cel mai mult să desenez cu pensula. Mă joc cu fetele, îmi desenez, mă duc afară și ne jucăm de diferitele, adică de aprinsele diferite. Eu am venit aici la tabără să mă distrez cu copiii. La tabără am venit pentru că îmi place. Eu fac construiri din piese și îmi place să fac și multe modeluri din aceste piese. Și mă joc, alerg. Eu iau, împrumut cărți de la tabără și le citesc. Am împrumutat cartea Am un nume frumos și Cum să te porți ca o prințesă. Potrivit organizatorilor, tabăra de vară activează de 10 ani la inițiativa angajaților din bibliotecă. Tabăra este organizată din inițiativa bibliotecii, adică nu suntem sponsorizați din nimeni, lucrăm practic gratis, nu suntem salarizați pentru chestia asta. O facem cu plăcere de acum 10-lea an, dar din anumite motive anul acesta nu o să dureze până la 31 august, tabăra, dar până la 31 iulie. Tabăra de vară pe lângă Biblioteca Publică Regională Mihai Eminescu se organizează de acum 10-lea an și are drept scop în ajutorarea părinților care nu au în timp de vară ce face copiii acasă, adică copiii neșcolarizați în timp de vară care nu pot să, nu au bunei unde să plece și copiii care termină grădinița după adio grădiniță, care merg în clasa 1 și grădinițele nu mai primesc. Pentru ei noi am organizat această tabără. Tabăra la Biblioteca Publică Mihai Eminescu lucrează de la 1 iunie și până la 31 iulie. În cadrul taberei avem copii care frecventează chiar de la început și până la finisarea taberei. Peste 25-35 de copii avem în fiecare zi, mai ceva ca la școală. Împreună cu copiii facem diferite activități, oră de poveste, de exemplu. Chiar atât am avut o oră de poveste cu dinozauri 3D, cu ochelari 3D, oră de poveste despre Croiton. Am citit astfel de povești precum Croitorașul cel viteaz, 80 de povești împrejurul lumii, Povestea porcului, de Emil Gârleanu. De asemenea, avem lecturile verii pe care copiii trebuie să le citească la școală și noi împreună cu copiii le citim, cum sunt de Emil Gârleanu, Căprioara, Sărăcuțul, Mărinimosul, de asemenea, Povestea porcului și altele. În afară de asta, noi mai facem diferite lucrări cu hârtie colorată, desenăm cu pensula, cu creionașele. Avem deplasări prin oraș, de exemplu, cum se prevede deplasare și la Saharna. În alți ani am avut și la poliția, au fost deplasări, au fost la atelier de croitorie. Avem diferite excursii prin oraș și, de asemenea, pe afară mai avem starturi vesele, facem diferite exerciții, mergem la terenul de joacă din spatele bibliotecii sau la facem diferite activități care unde copiii sunt bine, veseli și să fie de asemenea și distractiv. Dar nu uităm că în primul rând este o tabără de vară de lectură, mai întâi de toate este o tabără de vară de lectură și mai apoi de agrement. Anual, tabără de vară de lectură și agrement din Rezina este frecventată de circa 100 de copii.